FC Olimpia a mai perfectat un transfer de marcă. Este vorba despre fostul stelist Mihai Onicaș, mijlocaș de meserie. Sâmbătă, la meciul școală a echipei Fanion, a fost prezent și Onicaș, cel care a semnat un contract valabil pe 2 ani cu Olimpia. Mijlocașul de 24 de ani a venit de la ASA Târgu Mureș și a jucat în 2009 la Steaua sub comanda lui Bergodi, după care a ajuns în curtea celor de la Poli Iași și FCM Târgu Mureș. A mai trecut și pe la Unirea Urziceni și Viitorul Constanța, iar acum îl vom vedea evoluând la Satu Mare. Cota pe piața acestui jucător este de 300.000 de euro, conform site-urilor de specialitate. Prin aducerea lui la Satu Mare se dorește întărirea liniei mediene, deși este un jucător cu un profil defensiv. Cu siguranță va aduce un plus în echipa sătmăreană, care se pregătește cu pași repezi de startul noului sezon. În ceea ce privește definitivarea lotului, antrenorul Cosmin Bodea mai așteaptă un jucător de bandă stângă. Pe ultima sută de metri s-ar mai putea perfecta unul sau două transferuri. Nu s-a renunțat la aducerea mijlocașului stânga Ciprian Brata sau a cadetului Păun de la CFR Cluj, însă lucrurile trebuie să decurgă rapid pentru că joi se încheie perioada de mercato. Olimpia intră în ultima săptămână de pregătiri înaintea debutului în sezonul 2014-2015 al Ligii a doua, pentru că pe 30 august galben-albaștri se deplasează la nou promovata Caransebeș.